Salut! Noi suntem Cocolici! Și bine ați venit la episod de Minecraft! Dar nu numai asta! Deci stai să vezi episodul de Minecraft! Cristina, vină după mine! Hai să mergem după gamerul! Unde este gamerul? Să-l urmărim! Tu vezi grădina asta? Ce frumoasă! O vezi, da? Deci uită-te-lea fără să-i strugi nimica, da? Avem flori, avem flori, apă, avem mufer, apă, avem albine, da? Da, cred că un jacuzzi acolo, dar nu știu ce este ăla. Da, nisip cu ce-o fi asta, da? Nisip? Da, copac, da. Chestia asta zice care baram ce este, toaleta baram ce este. Hai să vedem, putem intra? Da. Nu știu ce este chestia asta. Stai că nu mă lasă. Ce e asta, frate? Asta e pedepsitor. De bara, nu știu. Când te pedepsește, stai acolo. Noi o să ne facem mici, mai mici decât un purec. Ne facem un sfert de purec. Și aici... Ești pirei cât un purecei? Mai mici. Și uite aici jos sunt plin de gândași, de insecte, de furnici. Ce? Iarba să... asta frumoasă? Da, pentru că e iarba mare, iar noi o să le vedem, înțelegi? Pe bune! O să ne băgăm și în stupul de albine, ești crazy? Să înțeleg că după romantismul ăsta de flori, așa, de fapt sunt niște monștri de gândăcei? Bine, să nu te duci acolo că e fantomă, să nu te duci, da? Unde? Vino cu asta să vezi, da, să nu te duci acolo, da? Acolo, aia? Lasă-mi pace, lasă-mi pace, nu te băga. Nu-mi e frică de ea. Nu te băga că noaptea nu se schimbă. Na, noi o să ne băgăm în mașina asta. Ia uite ce s-a inventat. Deci nenea ăsta este om de știință. Dar ce mustață are, ce mustață are. Îl cheamă Mustăcilă. Da. Și a inventat această mașinărie, se pare, cu care ne vom micșora. Da, este proiectul Pișpirei. Wow, era un film mai demult, vreau să-mi ziceți dacă l-ați văzut, în care tot așa un om de știință a micșorat și a micșorat familia. Și săracii erau acolo prin grădină și puteai să-i calci. Așa. Apreciem foarte mult Cocolai la video și este timpul ca să fim Pișpirei, Cristina, de aici, la start-o ghea mea. Dar vreau înainte, chiar pe bune acum, înainte să fim Pișpirei, haideți toată lumea să... Păi da, ei fac asta, doamne, că e... Să dea acolo Cocolai. Apăsă-ți acolo. Apăsăm? De click. Nici n-am avut timp când să dau click, ai dat-o și pentru mine. Oh, nu. Oh, nu, s-a stricat aparatul, nu mai pot face mare înapoi, rămâneți Pișpirei. Ce? Dar am avut încredere în tine, domnule. Serios acum? Bine totuși că v-ați trezit. Puteam să ne trezim? Stai puțin, că are niște vești să ne dea. Pe cele rele sau pe cele bune mai întâi? Să nu vă panicați, mai ales tu, Cristina, că ești femeie. Dar suntem foarte, foarte, foarte mici. Zice că trebuie să reparăm aparatul și are nevoie de lucruri ca să repare aparatul, da? Ok. Și o să zicem că totul o să vrea să nu... Ei, Cristina, ia vreo puțin aici, unde sunt eu. Unde uite aici în spate, da. Dar să nu cazi. Mai ții minte de bara de acolo cu ușă? Ia uite-o cum se vede, cât de mare. Ce, noi suntem în grădina aia? Da, vină ca să vezi. Ia uite aici, uite grădina. Ia uite-o cum arată. What? Când vezi când suntem noi Pișpirei. Oh my god. Chiar suntem Pișpirei. Și asta ce e, pe ce suntem noi? Nu știu. O floare, abar. Floare? Ia să vedem. Dar ce zice ăsta? Ce zice ăsta? Zice că trebuie să mergem la colonia de furnici. Ok, și aveți grijă să nu fiți mâncați. Da, noi trebuie să luăm anumite obiecte de acolo, știi? Anumite chestii. Go to the local wildlife. Trebuie să mergem în sat. Hai să vedem. Da, zice să luăm, trebuie să luăm din astea obiecte. Și că poți să vorbești cu insecte. Asta mi se pare super tare. Da, nu știu unde suntem, dar hai să vedem pe unde să coborâm, dar pe unde coborâm să nu pățim nimic. Să vedem, să nu pățesc eu nimic așa. Ce acolo? Mai țineți minte nisipul ăla? Ia uite, se pare că este da, un castel. Da, un castel, da. Dar știi ce observ? Nu numai că ne-a făcut mici, dar și grafica e faină. Ci că off with you, gata. A, uite, ăștia, să vină cu acea, vină cu acea. Haide, hai să ne ducem pe aici. Mergem pe aici, da. Da. Așa. Și de aici, chestia asta de aici, du-te, du-te prima. Să mă duc eu prima aici? Da, du-te. Sar? Nu, te du, aici, așa. Ce zici? Da, uite că acolo, cred că trebuie să sari. Uite, în apa aia tu nimerești? Hai de capul meu! Uite la mine cum fac, da? Da. Un fel de droapă. Ți-a apăsat mult în față, da? Stânga. Bun, oh, da. Ce frumos este aici! Ce frumos astea este! Astea sunt furnicuțele? Da, uite furnicuța. Bună soldat. Arăți puțin diferit și cam palid. Dar nu contează, treci la muncă. Ai, ești om? Nu contează, acum ești în regatul furnicilor. Dar totuși, cum ești așa de mic? Ce s-a întâmplat cu tine? Oh, ok, my God. Deși tu nu ai exoschelet, așa cum am eu, da. O să te descurci destul de bine, zic eu. Dacă... Dar ai grijă că sunt tot felul de inamici pe aici. Uite și albina asta, uite tot la mine. Băi. Uite fluturile ce frumos e deasupra. Și dacă vrei să vii... Deasupra? Deasupra nu trebuie să te miști mult. Uite fluturile. Wow, dacă vrei să te faci în mărimea ta înapoi, ai nevoie de ajutorul nostru. Haideți să o căutăm pe Regina Albinelor. Mamă, ce m-a înțepat albinea, mai am un strop din viață. Unde este? Te-a înțepat? Da,
Cristina, uite ce masă de craftat, vino să vezi, cu fasă de masă. Oh, frumos, îmi place, apreciez. Hai să luăm mâncare. Bun. Oh, ce dietă de furnici. Da. Bă, le luăm tot? Da. Și, asta da. E pentru noi. Știi ce? Asta e pentru noi, dar din partea lor și ele oricum sunt furnicuțe și da. Ele sunt hai harnice. Mi-e foame rău de tot. Hai să mănânc. Mănâncă tu. Așa. Mulțumim de mâncare. Mulțumim. Uite unul pescuiește. Vino să vezi cum pescuiește. Asta este furnicuța pescat? Da, uite-o. Ah, are undiță. Da. A, ce drăguț. Na, hai, mergi după mine sau după tine? Hai, mergi după tine, că eu mă duc și admir toate să florile. Să vorbesc puțin cu asta. Uite, ăsta, dacă vorbesc cu el, da. Poți să vorbești? Da, și dacă îi dau semințe, clic dreapta. Clic, nenea. Da, salută-l. Nenea. Salut. Așa, am dat pe clic E. Clic dreapta. Pe E. Clic dreapta și zici nenea. Nenea. Așa. Și îți dai, uite, faci schimb, îi dai semințe și îți dă ce mâncare vrei tu. A, super tare. Ok, auzi? Perfect. Ia să mergi puțin la pescar, cred că și ăsta poți să faci schimb cu el. Ia să vedem, poate ne dă piește. Și cu ăsta poți, da. Da? Hai trecem, nenea. Na, uite, poți să cumperi o grămadă de chestii de apă. Deci ei pur și simplu merg numai pe semințe. Da. Ok. Nenea. Nenea, uite și pe ăsta de aici. Și el ce ne dă? A, ce fain. Nenea, ăsta e tot pescar, ba nu, ăsta nu e pescar. Nenea. E miner. Îți dă aur și de diamante îți dă. Și diamante îți dă. Cristina, ne trebuie semințe. Hai să ne punem aici pe tuns iarbă. A, Cristina. Uite, paianjen. Uite-l, vezi că vine să ne bată. Aoleu, nu, și noi cum ne batem cu pumnii, Cristina, dai cu pumnii, dai cu pepenele. Cu stick, cu click stânga? Da, dai cu pepenele. Bă, asta mă moară, bă, mai am un strop din viață. Doamne, dai. Te salvezi. Dai și tu, dau și eu, Cristina. Gata. Uite, cine, da, ce e asta? Nu știu, dar a luat-o. Asta ce este? Spider silk. Oh my god, mătase de paianjen. Mamă, ce își face, Cristina. Mă fac o eșarfă. Uite, albina asta, iar mă bate, Cristina, bate-o, Cristina. Dar n-aș vrea să bat. O să înțepe. Uite, vezi că dă cu fundul. Nu! Nu te las să mă înțepi. Eu nu-i văd acul. Da, dar ți-a din viață. Căști. Hai în casă să scăpăm de albina asta. Vino aici în casă asta. Vii? Stai că... Hai în casă, lasă-l, că nu poți să o bați fără armă. Care e casa asta? Dreapta, asta dreapta. Stânga și în față. Dreapta. Aici? Și aici, haide. Hai, drept. Că închide ușa repede. Închide, o să nu intre. Ți-o luat din viață. Doamne, stai să mănânc puțin. Hai să mă miște. Nu, că nu poți, că nu ți-e foame acum, doar ți-o luat din viață. Bine. Uite, aici avem canapea, da, șemineu. A, ce drăguței. Foc, așa. Și hai să vedem ce e la etaj. Șemineu pe colț, nu orice fel de șemineu. Ce e la etaj? O, vino să vezi. O, paturi și cu plante. Da. Și cu fân. A, da, frumos au furnicile. Da, dar n-au niciun geam. Nu, ei nu le trebuie geam. Hai să mergem afară și să fugim de albină, da? Ce faci? Încerc să mă duc afară. Nu știu eu cu scările astea. Stai, oprește-te. Da, nu merge. Ba, merge. Deci merge ușor în față și nu mergi prea în față, urci pe scară, mergi puțin. Așa. Ah, ok. Și tu urci pe scară, așa. Niciodată nu m-am priceput la scările astea. Hai că vin albina, hai să mergem. Și ăsta ce vine? Vorbește și cu ăsta. Domnule? Ăsta vinde muzică, e DJ. Uite, manele, muzică populară, smiley, tot ce vrei acolo. Ok. Bă, ăștia-s melci? Unde? What? Ia uitați, ăștia sunt melcușori. Ce fac ăștia? Aș vrea să merg la ei dacă se poate. Hai să merg la ei. Dar dacă te bate? Nu, pa, salvezi tu. Domnule? Ce faci, mă, cu melcul? Tu doar mergi așa? Cristina, am pus pe melc. Uau, ia uitați-l pe fel, scurată. Pune-te și tu pe melc. Clic. Așa. Gata. Stai să mă vede. Doamne, Cristina. Ia uitați. A, chiar poți să-l conduci. Călărim un melc. Haide să călărim melcul. Haide, sunt eu. Uai, dar ce repede mergi cu ei. Frate, mergi incredibil de repede. Da, ca lunecă. Ia să vedem. Hai, fă-te ziua. Mi-e frică noaptea. Așa. Uite, acolo este ceva. Unde? În față și la stânga, uite. Ce scurămele astea? Și aia ce-i? Ceapă albastră? Nu știu, ia. Ce-i asta? Nu știu. Auzi, ia să... Las puțin melcul aici, îl parchez aici. Ce-i cu râma asta? Stai să vedem. Putem să ne batem? Bă, ce mă bate ai râma asta? Ai de cabu! Ai văzut? Căș. Ai bătut râma. Am bătut-o. Și experiență. Și ce mi-a dat? Doar experiență. Hai să vedem ce cu ceapa asta. Bate ceapa. Dar ați văzut ce fain am bătut-o? Am boxat-o. Ce mă ceapa asta? Asta nu, e doar floare, cred că. Ah, te bați cu mine, bă! Uite-o! Cristina, uite câte albine sunt! Eu sper că nu-s dușmanile noastre. Repede, pe melc, haide. Asta era al meu. Bine, hai cum mă duc eu. Ia după asta, dacă e de fata. Clic. Gata, suntem pe melc. Hai. Felix, pune-te pe el. Dar nu vrea. Sus și clic dreapta. Dar nu vrea, Cristina. Așa, bravo, hai. Shift, iar shift. Hai să mergem. Merge. Uite un paianjen.
Sper că merg cu pasară. Merg cu pasară. Ok. Dar nu sare. Ai sărit tu de pe el. Doar mergi, că e la lunecă. Ah, mersi, Melcule. Sus și click dreapta. Hai, așa, bravo. Haide. Vezi că te atacă albina. Și pe aia îl ocolește, Cristina, fugi de ei. Auleu. Fugi. Trebuie să ocolim și râmele. Râmele că-s bătăușe rău de tot. Mamă, ce fain e jocul ăsta. Păi, nu pot să cred, e super tare. Gen pe Melc. Dacă aș fi ce tare alunecăm. Da. Doamne, zici că ești pe gheață. Nu m-am dat niciodată pe un Melc. Bă, da, ți-a mai mamă, ce albină grasă. Sunt trei, fugi. Cristina, fug. Fugi. Ce este aici? Unde am ajuns? Ce-i conopida asta? What? Oh my god. Deci, ăsta este o midă care se transformă în fluture roz. Da. Bă, wow, ce frumos e aici. Ok, unde să merg? Asta e stația de autobuz. Ai văzut-o? Da, ia vine aici unde e apa. Nu știu ce fluture frumos acolo în dreapta. Da, dar am văzut majestă. Un roz mai frumos decât mai frumos. Ăsta. Uite, Cristina, stupul de albine ce fain arată. Ăsta este apa aia pe care am văzut-o la început. Da, ia care avea un singur nufă. Vino după mine. Unde? Ai ieșit? Dar nu știu de ești. Înapoi, întoarce-te. Dar mă atac albina. Uite aici, așa. Okay. Nu lăsa să te ataci albina. Vine așa după mine, așa. Da. Uite ce albina. Uite albina regină, vrei să o vezi? Da, pe ea trebuie să o găsim. Da, nu, pe furnica regină trebuie să o găsim. Ai albina regină. Am, eu am zis că pe albina regină. Vino să vezi. Queen Bee, așa o zis. Da? Păi uite aici, dar mă moară asta. Vino ca să o vezi. Ia uite-o. Ia uite-le. Asta nu e regina, dar e una grasă. Hai, hai pe aici, hai pe aici. Stai că m-am oprit aici. Bine, da? Bă, frate, nu. Merge în față. Dar nu știu unde ești tu. Mergi. Nu știu unde ești. Hai să zicem că ești aici. Ai găsit, da? Da. Stai că omoară Melcul, te încolo. Ce-l omoară? Da. Vezi că dă-n tine, gata. Gata. Trebuie să iau și mătasea. Pune-mă pe Melc. Cristina, uite un castor! În față, acolo, în față. Acolo, mai puțin în față. Uite-l. Ai veveriță! Ai veveriță! Doamne, asta hai că poate de treabă! Are și pui! Au, dacă are pui, s-ar putea să nu fie de treabă, că mamele sunt dintr-o alea care și-au apărut pui. Bună ziua! Nu, te atacă! Da, am zis eu! Uite fluture roz! Păi da, eu l-am văzut de mult! Ai 3 lepte de coa... nu m-am văzut. Nu, lasă-mă, pace, că nu-ți fac nimic rău. Omida asta nu ne atacă, nu? Omida e de treabă. Du-te tu la aia. Dă-te ce să mă duc. Ai mai multă viață. Clic. A, nu ne atacă. Nu, e bună. Hai să mâncăm ceva de pe Melc. A fost F5. F5. Mai încă o dată? Așa. Și mâncă ceva de pe Melc. Hai ce vrei să vedem. Să mâncarea de pe Melc e mai bună. Da. Niște pepene. Dar nu știu de ce. Bă, vine asta să mă atace. Sau vrea să mănânce pepenele? Da. Nu îl da. Dar pot să îl dau. Nu îl da. Mai mult. Dar, nu că după aceea nu mai ai tu. Hai lasă. Dar mi-e drag de eu. Ți-e drag de orice. Uite cum veni să mănânce pepenele. Știu, ia uite. Știu. A, nu! Te bate, fugi! Lasă-mă pace că eu eram... Nu merge în apă, că Melcul nu noată. Stânga. Față. Să nu pierzi Melcul. Nu, gata. Ai, ce te-o înțepat aia. Ai vin unde sunt eu. Unde ești? Și cum îmi prepar viața? În timp? Timpul le vindecă pe toate sau? Vine după mine aici. Vin după mine, da? Da, vin. Haide, trebuie să mergem la regina albină. Stai că ăștia au pus intenționat toată iarba asta pe aici, ca să nu poți să mergi. Vezi că-s albină aici? Dar vii după mine, da? Nu știu cu unde ești, că tu mergi așa de repede. Păi, dar eram la o secundă de tine, iubita. Păi da, dar eu m-am rătăcit. Păi, dar nu pot acum că mă înțeapă albinele. Na, haide. Sunt, uite pe... Uite, sunt spre stația aia. Nu știu ce chestia aia. Aoleu, lăsați-mă albinele. Se lângă copac. Sunt unde era nisipul. Tu ești la nisip? Da, haide. Hai să ne vedem unde. Hai, cred că te-am văzut, dar nu sunt sigură. Ești la apă? Nu, la nisip. La nisip? Hai că sar. Nu, n-am să te văd oricum. M-am rătăcit, iarba este prea mare. Nu ne putem vedea. Stai că-ți fac ceva. Ok, stai să vedem. Bag de pe ce-mi față. Mergi în față. Ok, hai că ne vedem poate la apă. Mergi în față. Și eu sunt... Hai să vedem unde este Felix. Cred că este în altă direcție. Hai să ne vedem. Dar vino și tu la mine. Da, aici trebuie să... Bine, hai că vin. Dar aici trebuie să ajungem unde sunt eu, știi? Ce fain e și gardul și tot. Stai că vină la tine, stai puțin. Hai, devin. Cred că cineva mă atacă de la spate, dar nu sunt sigură. Cine mă atacă? Vezi că nu mai multă viață. Nu mai. Lasă că je vine, să nu mănânci acum. Nu mănânc. Așa, unde ești? Te văd. Nu mă vezi? Îl vedem pe Felix. Unde ești? Nu te găsesc. Am crezut că vii după mine. Sunt lângă apă. Vino lângă apă, lângă casă. Lângă casă, dacă are casă. A, casa ai, am mers la cotețul ăsta. Nu. Oh my god, Cristina, te-am pierdut. Ok. Mamă, ești așa departe de mine. Uite un păianjen aici. Păianjen pe malul mării, vrea să se bronzeze mai mult decât este. Uite aici. Bat păianjenul. Așa. Hai, vină pe mine, că trebuie să mergem la regina albină.
Vrei să să-l bag și eu? Bate și lucrezi, mi-a dat acolo. Căș, acolo, bă, nu lăsa. Gata, gata, hai. Hai după mine acum, acum. Poți să mergi după mine? Da. Dar sper să nu mergi cu viteză foarte mare, că... Păi merg drept în față. Uite, vezi, uneori ne dăm în iarbă. Hai să mergem pe iarbă. Așa. Așa. Băi, dar ce nebunie de joc. Ce-mi place că cu melcul ăsta luneci nu trebuie să sari, să urci treptele. Le urcă... Acum, oh, acum mergem în partea asta. Uite, unde că ai dispărut? Aici sunt, am stat ușor. Mai am o singură inimă. Dar vino repede. Unde sunt eu? Vino și repede. Și nu mi se reface. Bă, așa cum am crezut. Și vii aici unde sunt eu, da? Ne parcăm aici melcul. Uite aici așa. Da. Dă-te jos și mănâncă. Hai că mănânc. Poate nu puteam să mănânc de pe mel. Da, că melcul zice, nu-mi faci firmituri pe mine. Asta e chestia. Cristina, ia puțină iarbă ca să facem schimb cu aia. Acum, stai să vedem. Așa? Ne dă iarbă. Hai, ne dă ceva semințe. Da, cu care clic? Cu clic normal. Clic stânga. Da. I-am găsit o sămânță. Ai găsit? Ce norocos ești. Eu până la urmă nu am găsit. Auzi, dar practic... Uite asta mai mare, s-ar putea să aibă facem, șanse. Puțin, dacă ăsta e lemn de aici, ne putem să facem ceva. Masa de lucru? Da, mă, uite, putem. Știi ce ne-ar trebui? Măcar o sabie, ceva. Gata, hai că fac acum. Bă, n-am găsit nicio sămânță. A, gata, prima. Gata, hai că fac prima sabie. Aha, de-aia vor astea semințe, pentru că-s greu de găsit. Mă gândeam, dai peste tot. Uite aici ceva. Ce ăsta e un copac sau ce? Aia cu nisip. Ah, ok, vezi că vine tata. Pleacă mă de aici, că nu vezi că voiam să-mi fac și o să-mi iau niște lemn aici să... Pleacă mă de aici, nu vezi să-mi fac sabie și te bat după. Îți fur mierea toată. Te bat și eu cu cartof. Bat-l cartoful, Cristina. Cartoful versus albinuța. Pleacă mă de aici de albină, nu-i clar că ești prea mare, pentru că nu știu cum te țin aripi cu... Ce te-ai băgat în seamă? Da, făceam aici așa o sabie, vii repede așa ușor la mie, uite ce te înțep. Vă mă, dar are viață mare. Oh my god, e prima oară în viață când am murit o albină. Bravo ție, te okay. Fericit. Așa, și acum eu o să fac o masă de lucru, da? Da, și fă-ne sabie ceva. Dai să mai mănânc niște pepene. Pune aici o masă de lucru cu față de masă. Așa. Așa. Și fac și o sabie, de un colo de sabie. Oh! Cine mă atacă? Frate, și-o vini maică sa! Oh my god, n-am putut ca să fac sabia. Bă, bate tu puțin. Trebuie să bate și pe maică sa. Da! Dar n-a fost vina noastră. Cristina, vine aici unde sunt eu în spate, repede. Vine repede. Aici. Okay, și da. Îți arunc o sabie. Ia sabie de pe jos. Am făcut și eu cum am putut. Asta e sabie? Da. Asta e băț. Așa am putut. Asta e efectiv băț. Asta e o creangă. Dar uite ce lovește. Uite, miere. Ia fagurile. Creangă versus albină. Ia mâncă fagurile. Stai să-l mănânc. Clic dreapta. Poți să-l mănânc? Ia vezi. Stai. Clic dreapta. Da, dar nu mă lasă să-l mănânc. A, e expirat. Au, stai că l-am dat pe jos. Nu l-am dat pe jos. Am doi. Ai doi? Da. Mighty Twig. Mighty Twig. Așa se cheamă chestia asta. Da, mi-a făcut Felix un Mighty Twig. Ce amuzant. Băi, ce cuminți sunteți voi, ne așteptați, a? Astea sunt motocicletele noastre. Ua, mă, știu, ce motoscute. Și mie îmi place. Stai puțin să-ți fac niște momente. Așteți puțin. Da, da. Mă, ce amuzant. Bă, ți-am făcut un băț. Dar n-am putut să-ți fac sabie, știi? Dar e amuzant dacă stai să... Da, eu uite, stau și-o cu un băț aici. Asta e sabia mea, dacă sunteți o banii, să vă bag cu ea. Da, ce amuzant. Felix se lasă noaptea. Da. Ar face bine să fie ziua, că sincer nu știu ce monștri apar noaptea. N-am stat niciodată în sărbăticie pe timp de noapte. Ia vină încoace. Ciu, ciu, ciu. Ah, mersi. Așa, ai acolo instrumente? Da, da, da. Stai să le pun mai sus pun pe astea. Ideea este, eu zic să nu mergem așa imediat la regină, că ne bate aia. Să luăm așa pe rând, să ne facem echipamente, știi? Deci cu Mighty Twig batem albinele. Am bătut destul de repede. Îmi trebuie bucată de metal și ne facem o scut de frunză. Da. Da. Putem să ne punem o frunză pe noi? Ia asta că să fac acum scut de frunză, că plânge și fără. Am crezut că scutec. Mergi bine, da? Da, da. Tu mă aperi, da? Acolo. Eu te apăr, nu mai uit să văd dacă vine cineva. Sunt aici niște omizi, niște... Cum se cheamă astea? Râme. Râme? Care stau să te atace, dar... Nu văd că nu se apropie. N-au curaj, că au văzut, au fost martori când am omorât-o pe albină. Ia vină-o cace, Cristina. Ia să vedem ce-mi dă Felix. Ăsta este scutul. Ia uite la el. Stai să mi-l pun. Ia uite-te. Ia uitați-vă la mine. Ia apăsă pe shift. Stai să-mi iau și rămurica. Mamă, ce tare. Gata. Albina, bate albina, Cristina, că acum ești bossă. Unde ești? Cine, frate, că eu am scut? Ia cine și cine și tu pe tine. Țin, gata. Du-te, mă, ce dai cu bățul ăla. Ce rapid am fost. Du-te la râmă și ține, mergi, a ținut apăsat pe shift. Da, sar. Da. Ține apăsat pe shift. Stai să vezi că nici măcar nu se așteaptă. Oh, dar are buze.
Ce vorbești? Din prima, cu Rămurica. Avea buze? Uite aici, da, 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 uite aici este un punct de experiență pe care deci ți-a apăsat pe și fără să lovești, doar să dea în scut. Da, da, mă lovește ea. Nu contează că dă în scut. Și nu te doare că dă în scut. Hai, mai dă-i, mai dă-i în scut. Ia, uite-te. Așa, dă-i, dă-i frate, dă-i în scut. Și mai ia de tunea. Clic, stai, 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 să apăs pe F5. Să vezi. Unde ești? Unde-i, mă? Bă, ce tare, eu zic că suntem destul de pregătiți. Da. Ca să ne batem cu... Într-adevăr. Cu Regina data viitoare, deci dacă deci vreți data să... viitoare se anunță un episod super. Așa că, haideți să apăsați butonul de coco-like. Vine Veverița, repede, să ne place. Am un doi scut, am un doi scut, am un doi scut. Scut. Shift. Stai, click, shift. Ia uite-te, suntem scutari, ia uite scutari. Gata, suntem. Nu ne observăm, vezi, a plecat. Suntem asunci că suntem frunze. Da, 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 da.